Ya geçeceğim. Ben geçeceğim. Ha, hadi. Diğer ya. Diğer ekleri geliyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Böyle bir. Tamam. Kastasyon kumuna gidiyor. Diğer bir tane basın cesi. Kavet ve monitör. Şimdi bir ses. Artı bir sesini buluyoruz. Exact. Depo. Mai inclinat. Nu, nu, mai. Mai inclinat. Ce trebuie să fac? Păi nu, acum am făcut față. Și a fost să... A, nu să fac față. Așa. Eu nu am avem noi. Da, o facem. Nota, alta e cede. Deci ceva de ce se aprinde în timp ce. Trebuie să arătăm, pentru început, planul APMAP este perpendicular în planul ABC. Când două plane sunt perpendiculare? Este mai mult. Când o dreaptă, când conținut între plane, este perpendiculară. Asta ar fi definiția de bază sau, într-adevăr, mai este o definiție care ține de unghiuri dietre sau de unghiuri plan format de două plane. Două plane sunt perpendiculare, dar cu măsura unui dietru e de 90 grade. Atâta, poate să două plec asta. Bun, da, A prima B, da. Dar A prima B ar veni planul tare. Aha, asta. Păi, da. N-ar, un an două, acolo. Da. Deci, ca să pun în evidență planul A prima B, nu este A prima B. Da. Pur și simplu, pot să mă gândesc la toată fața, toată fața, tot rapid, da? Și dacă vrei ca să... așa, să arătăm că e cu planul ABC. Păi avem A prim, A perpendicular pe AD și pe AB. E cu... Da. Și cele două sunt laterale. În cea laterală e direct perpendicular pe planul ABC. Deci A prim, A vine perpendicular pe planul ABC. Pe ABC. Așa. Și A prim. A prim, inclus în A prima BB. A prim, A prim. Deci, într-adevăr, A prim este, toate rezultă. Asta rezultă că planul A prim, A B. Pe planul A B, pe pelicula pe A, B, C. Pe pelicula pe A, B, C. Pune și sus A, B, C. Asta a fost punctul A, punctul B acum. Să arătăm că planul A prima B. A B. E perpendicular pe planul B prin BC. B prin BC. B prin BC. Uite ce vreau ca să vedem și noi. Vezi că jos acolo ai markerul ăla galben. Nu, nu. A. Markerul ăla galben are sus alte culori, da? Pune-mi A prima B cu o culoare. Uite ce voi să vedeți. Și cu roșu planul... Nu, dar pune cu locul interior ăla, de ca să vedeți. Era roșu. A. A, și acum luăm planul B prin B, C. C prin, de fapt. Trebuie să arătăm că planul galben cu planul roșu sunt plane perpendiculare. Da? Ia să vedem. Păi avem
A, B, perpendicular pe node din Deci voi nu veni, vine de cu plan, da? A, B, perpendicular pe vecină. A, B, perpendicular pe vecină. Iar A, B, plus un A, B, plus un plan. A, B, plus un plan. Așa. În două rezultă, planul A, prim, A, B. A, prim, A, B. Deci am micurat de prim veci. De prim veci. Dacă vă înțelege, vă mulțumesc că sunt aici, pe două. Sunt două și sunt două. Da. Până ai ceva? Da. Ce? Plan A, A prim de? De prim. Da, de la zero. Până la A? Da, ia marcă, nu? Ia marcă. Și A să zicem verde. A. A prima de deprim s-a arătat că este perpendicular tot pe este perpendicular pe planul basei, pe a, nu, pe planul tavanului. Planul tavanului pe A prim de prim principiu. Dacă cele două plane s-au arătat despre perpendicular. Ia din casă. De deprim, da. De tavan. De deprim. Așa, de deprim perpendicular. De deprim perpendicular. Așa, de planul la fel. De deprim inclus. De perpendicular pe planul la prim de prim ce bun. Mai departe, cum credeți? S-a arătat că planul la prim AC este perpendicular pe planul ADC. Așa, hai să punem și în evidență planul la prima ce. O să știți din culori? Da, să știți. Vin fac cu el și fac cu mor. Nu, cu negru. Ca să punem, a prima ce e planul diagonal, da? Deci îl evidențiez cu negru. A prim, a, ce, ce prim? Ca să vedem. Așa, A prima C, C prim. S-a arătat că e perpendicular pe planul diagonal. Ia zi la. Eu zicem că A prima e perpendicular pe planul de C. Așa, A prima perpendicular pe planul de C. Deci, A prima perpendicular pe planul de C. Așa, A prim ce prim ce. A prim ce prim ce. Tot am de apă. Rezultă din ambele relații. A prim A ce. Așa, perpendicular pe aici. A prim. Tot punctul D. Punctul E. Planul B prin BD a fost. Ia parte la. Așa. De cu pezi. Mai din stânga. De la.
страна. А, и дръгут се това за спачи. А, ще. А, се ли тези грива? А, че ли? А, кто е Андрей? А, че ли? Ти си вече. Не умрече. Не се стрече. А, не се стрече. Аж. Вече ли Маша? Греса ретънка прано B3BD. Поне не вече се прано B3BD. Да, абсолютно. B3BD, това е Исус. Сартън каче е прави, перпендикуляр е планул бази. Но, е планул на база. Е A3BD. Де това е? Е. Значи планул B3BD. Перпендикуляр е планул A3BD. А, верно. Бебе прим перпендикулар. А, бебе прим перпендикулар. А, прим вече. А, бебе вече. Прим ще авем... Бебе прим и плюс съм правил диалаж. Бебе прим. И плюс... Бебе прим бебе. Бебе прим бебе. Am dat o rezultă că pe prin BB. Așa, asta am pe prin BB. Perpendicular pe A prin BC. A prin BC. Bun. Și punctul E. Să arătăm că planul A prima C, deci tot planul diagonal. Perpendicular pe celălalt plan diagonal, B prin BC. Aici o să avem nevoie de o mică demonstrație. Eu? Da. Păi avem ABCD bază pătrat. Baza ABCD pătrat. ABCD pătrat. Deci tu ca să arăți că planele diagonale sunt perpendiculare, tu planele diagonale sunt perpendiculare. Interesantă că... Mă mai știu, un mic selectiv. Rezultă că AO perpendiculare se vede. Așa, AO perpendiculare se vede. AO perpendiculare se vede. Bun, AO pe cine mai e perpendiculare? Marchează unghiul de 90 de diagonală. Au, marchează unghiul de 90 de diagonală. Deci avem acolo două diagonale. Mai avem BB prim. Așa, au, chiar sub subbolul la O, unde scris acolo. Au, O, perpendicular, BB prim. Dar nu spune mai tic efect nică? Da, o să ne facem aici mai crescut. BB prim, perpendicular, pe AO. AO. Deci AO e perpendicular pe BB, nu trebuie să avem perpendicular pe AO și BDAUS. Și mai avem? Nu avem BD. BD intersectat. BB prim. Intersectat. Deci BD intersectat cu BB prim. BB prim în punctul B. Așa. Dar mă doar rezultă că... În poate 3. În poate 3 relații rezultă. Rezultă că AO perpendicular și pe plan. Așa. AO perpendicular și pe plan. BD. BD de prim. Așa. BD de prim. Asemnația. Și cum... Nu, dar scrie imediat cum e. AO inclus în plan. Asta nu. Să finalizăm. AO. AO inclus în planul. În planul A prima C. A, de ce? A prima C. A, A prima C, dacă nu vreau să văd. A prima C, da? Din am două rezultă. Așa. Rezultă de acasă. Că planul A prima C. E perpendicular pe planul de tubă. Așa. Bun. Problema 2.
Planul A a principii, pe pentru că planul A de ce? De principii. A principii. A principii, da? Deci, A principii. Adică planul A principii. E planul A. Dar se vedea că sunt incertificat de planul A. E talant, e talant. Nu, merge în expres. E pe desen. Colorez? Da, colorează. Deci A prin C, da, era doar la urmă. Nu te ajută eu și nu știu, nu știu dacă trebuie să facem. Poți să mai vreau să și planul tavanului. A prin C. Deci alea două lucruri s-au adus. Păi avem A aprit pe pelicula de planul de sus. Așa, A aprit pe pelicula de planul de sus. Și avem A aprit inclus în planul veții din spate. Așa, planul de spate. A aprit pe pelicula de planul de sus. Așa, A aprit pe pelicula de planul de sus. Lasă două rezultă. Rezultă că planul A a prim. A prim de prim ce prim. Pentru că a prim planul A prim. Ajută că planul A prim ce prim A. De prim de clar pe planul A prim de prim ce prim. Așa. A punctul B. Trebuie arătat că planul A prim A e. E în mijloc. Hai să punem legea să facă statul. A prima e, când doar și planul. A, de ce? Ca să pun și mai bine în evidență, o să pun pe A cu E, dar mai vreau ceva. O să mai vreau un... Un mijloc, un emisiune. Un emisiune, da, sigur că o să vedem și mai bine. Că e A prima. O să fie A prima, A, E, M, M prim, da? Așa o să fie. Te uiți pe laptop. Tot în mă. E mai bine. Bă, așa. Așa. Și acum vreau planul A prim A, M în prim. Da? Să arătăm că e perpendicular pe planul bază. Procolo, da? Verde, să zicem, da? În bază, da? Așa. Planul bază. Așa. Ce mai fac? Ce zice? Păi avem A prin pe primul planul bază. Așa. A prin pe primul planul bază. A prin pe primul planul bază. Deci. Și avem A prim inclus în A... Inclus în planul? A prima ea. A prima ea. Așa, din ambele... Avem la ce rezultă cu planul A prima ea. A prima ea. Pe prima carta de ce? Așa, pe prima carta de ce? Și la final trebuie să arătăm că planul A prima e perpendicular pe B prin BC. B prin BC. Am la care o să A. Să scolărești. Ăla o să fie mai... A, merge. Dar numai pe contul.
Deci trebuie arătat că apa e mai M perpendicular pe planul ăsta la fel. Păi avem ABC, trebuie să-și trebuie lateral. ABC e trebuie lateral, da? A, trebuie să demonstrezi ce? Păi vreau să demonstrez că AE e perpendicular pe tot planul. AE, da, să vedem. Triunghi ABC echilateral, echi, da? Jos punem IM mediană. IM mediană. Pricep, că unește vârful cu mijlocul acelui opus, da? Da, da, rezultă că IM. Așa, orice mediană triunghi echilateral este vârful, da? Rezultă IM înălțime și rezultă IM perpendicular la ABC. Așa. Deci venim cu AM perpendicular cu 10. Acum ne mai trebuie o lată. AM pe mai cine este perpendicular? B. M prin M. B prin B. AM e perpendicular și cu B prin B. O să vedem de ce. Da, că este primul e mai greu. Că avem planul de ABC. Așa, să zicem B prin B perpendicular pe planul ABC. Deci AM vine perpendicular și cu B. Da, da. Deve prim perpendicular cu planul bazei, pe ABC. ABC. Cu AM plus în planul bazei. Rezultă din ambele rații că... Că AM perpendicular este BB prim. AM perpendicular cu BB prim. Și dacă e perpendicular și cu DC și cu BB prim, mai să punem și că BB prim și DC sunt concurente. BB prim DC. B prim B intersectat cu DC. Prim. Intersectat cu BC. Cu punctul B. B. Așa. Din toate trei rezultă. Că A e perpendicular pe planul BC și B. Așa, A e perpendicular pe planul BC și B. Și acum care e inclus în planul ABC. AM pe AM e prima prima. Așa și AM inclus în A prima M. A prima M. Am două rezultă că planul pe CC prim. Pe CC prim. Pe perpendicular pe A prima M. Perpendicular pe A prima M. Bun. Problema 3. Da. Da, am dus aminte ceva în bază. Câte teoreme sunt păsate? 2. Problema e teoreme care mă pot reduce azi. Bravo! Vă mulțumesc! Întrebări de la urmă, mă uit când aș mai face și vă trimit mesaj pe să faci cu aspect. Parcă am zis că acolo găsiți mai multe lucruri. Deci cu aspect pe să mă aspect. Da. Să-mi pot avea și cu aspectul. Nu l-a zis că pe să-mi pot să avea și testele. Nu era cu duminică. Pe duminică. Ideea este că nu le lăsați. Da, da. Avem un ABC de echilateral. Ducem o mediană. Mediană, da. Da, o mediană de la fora. Numai la construcția de la problema 2. Marți între ei. Deci, numai la problema de construcție, deci, da? Aici am făcut. A, și de acolo ai ridicat în lăsă. Și așa vreau, pentru problemele cu rezolvare, da? Pentru probleme cu rezolvare. Unde duceți două mediane? La problema de desen de la subiectul 1, de la subiectul 2.1, de aveți construit o piramidă triunghiulară de luat. Sau un PPM. Acolo duceți două, da? Dar în celelalte probleme de calcul, asta e bine. Da, chiar vreau asta. Așa. În probleme de calcul faceți o mediană, nu împărțiți între toți egale, da? Și până
la o treime de bază, două treime de vârf, concentrați, concentrați. A, B, C, D. Aici avem două rățime. Avem o rățime A, O, aici. Două rățime, un punct, un punct, un punct. Așa, și ducea și ei la toate materiale. S-ar putea să ne ceară, s-ar putea să ne ceară. Bun, mai departe. A, B, O, pe pedică, pe... Ai, mai. Da. S-a arătat prima dată că planul ABO e perpendicular pe planul ACD. Perpendicular pe ACD. Așa. A, B, O, adică planul. O să o duci până în capăt, până în capăt. Doar când zice A, B, O, da. Să arătăm că A, B, O vine perpendicular pe fața laterală. BCD. Da. BCD? BCD. A, ACD. Colorează și ACD. Și anume FUVER. Da, avem BM. Mediat. Între unde e echilaterală. BCD. BCD. Și da, BM. Și înălțime. Și înălțime. De fapt, ce vreau să te arăți? Că B e perpendicular la ACD. B e minus T. Deci, 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 deci. B e o să fie doar pe DC, deci. E și normal, Bogdan, să nu fie perpendicular de... Prima pe DC. Pentru că tu îți aduc aminte, avem construcții speciale pentru perpendiculara dintr-un punct pe planul era o T perpendiculară pe aia, da? Cum faci dacă mai provoca ca acum? Cum ar fi arătat perpendiculara din T de planul acela? Veneai cu o T perpendicular pe planul oblic, pe se ducea cel o T perpendicular și acum din B veneai paralel cu o T. Acolo era perpendiculara și din B paralel cu OT. Da, așa arată perpendiculara. Din B pe cam așa. Așa ar fi fost. Da, dacă vroiam să fac perpendiculara din B pe... Dar nu mă interesa acest lucru. Altfel se arată. Da? Deci nici într-un caz BM nu e perpendicular cu planul. OT. Nici OT nu mă interesează. Știm ce revenim la desenul. Deci v-am adus aminte că o duceți pe OT perpendicular pe aia, se demonstrează că OT perpendicular pe planul 8 și atunci dacă vrei și aia de pe, vrei cu B, TP în paralel cu OT. Noi dacă am văzut mult pe OT perpendicular pe TC și aia pe TC, nu rezultă. Ce rezultă? Că cine dă o părăsă. Da. Zic ce rezultă, că ai văzut bine perpendiculară. Trebuie într-un plan să găsești o perpendiculară ca doilea plan. Care e? Duce-mă pe... Nu e nevoie. Ai deja construit într-un plan. E problema așteptoare din... AM. BM vine pe DC, pe DC, nu? Și? AM vine pe DC. Înseamnă care e perpendiculară pe plan? AM. Nu e AM. E DC. DC-ul din planul roșu vine perpendiculară pe planul galb. Aia este ideea. Avei și pe AO și pe... Este etapa intermediară de la distanță de acolo la planul 1. DC-ul e dreapta situată într-un plan perpendiculară pe al doilea plan. DC-ul din planul roșu vine perpendiculară.
Ia, trage cu un roșu, m-a prins cu ia roșu și ia linia groasă. Și trage peste DC, ăla de acolo. Ăla este perpendiculară pe planul a căie și pe, pe planul galben. Nu, nu mai da? Asta vreau. Și acum să justificăm că acest DC e perpendicular pe planul galben. Avem AO perpendicular pe planul galben. Nu, a zis cu AM și cu BN. Să justificați, nu? Cum? De ce e perpendicular atât pe AM, pe median? Aia zis triunghiul ADC. Ia-o cu triunghiul, da? Triunghiul de pe față lateral. Triunghiul echilateral, da? ACD? ACD. Triunghiul ACD echilateral. Echi. Echi. O să nu știu. Echi. Atât. Echi. Dacă? Ei. Echi. Chiar echi vreau să spun. Așa. Și avem AE median. AE median. Din asta două relații rezultă că... AE perpendicular pe CD. AE perpendicular pe CD. Corect. Pe urmă. Și avem și... Triunghiul BCD. E tetraedru regulat. Tot echilateral. Atenție, la prisma triunghiulară, fețele laterale sunt triunghiuri isoscele, da? Dar aici vine un tetraedru regulat. Eu pot să vin chiar cu triunghiul echilateral. La fel, BM este median. Și din cele două relații rezultă că BM e perpendicular, e și înălțime. BM e perpendicular cu CD. Și avem BM cu AM. AM intersectat cu BM, e cu el. Așa, din cele trei relații rezultă că CD ce de prezentat planul BMA? Aha, BMA sau AB. Deci, să extindem. Și dacă CD e perpendicular pe planul ABM? Ce CD e inclus în ACD? Așa, CD e inclus în ACD. Se obține că planul ABM e perpendicular pe planul AB, AB perpendicular pe AC. Cu antena punctuală, punctul B. La punctul B trebuie arătat că planul ACO e perpendicular pe planul ABD. E ACO. Perpendicular pe planul ABD. E aceeași poveste, doar că veniți în partea cealaltă. Deci ACO perpendicular pe ABD. O să ducem pe CO. Ducem pe CO și îl prelungim pe CO. Prelungim CO până... Până taie pe de. Într-un punct, ia, să zicem. Îl pui pe ea în spate, acum, da? Și îl duci și pe aia. Dar aia e mai dus. Nu, aia e mai dus. Acum o să duci. Bun. Trebuie arătat că planul ACO vine perpendicular pe planul ABD. Ce foarte. Poți să-l conduci? Da. Corect. ACO. Adică AMC? AMC, nu. Adică ACO sau AMC, tot așa. Vine perpendicular în planul ABD care îți fac. E, tot așa ne gândim. Care-i planul? AO perpendicular pe BD și OE perpendicular pe tot BD. Deci tu o să arăți de fapt că BD-ul din spate, voi te trage cu roșu peste, cu roșu, cu altă culoare, cu verde culoare, da? Tot așa o linie groasă. Pe BD? Da. Groasă, iar nu te văd. Ei, acel BD, tu o să arăți că e perpendicular pe planul AMC sau AOC, da? Hai să arătăm că BD e perpendicular.
Ce ai zis? Avem ce e pe pedicular, pe... Nu, avem triunghiul BCD. Triunghiul BCD echilateral. E ce este? Ce este median? Ce e median? În cele două relații rezultă că CR perpendicular pe PD. Și într-adevăr, puteți să luați a doua latură ca fiind ori AN, puteți să veniți și cu triunghiul ABD și veniți cu AN, sau puteți veni cu AO. Asta și cu AO. Cu AO, ca să facem cu AO. AO perpendicular pe planul față. Deci AO perpendicular pe planul BCD. Mai departe. BD inclus. BD inclus în plan cu base BCD. Din am două rezultă că AO pe funicular cu BD. AO pe funicular cu BD. Și avem ce intersectat cu AO. Atunci O. Așa, ce intersectat cu AO egal cu funicular. Din toate trei relațiile rezultă. Rezultă că BD perpendicular pe A, deci. Așa, rezultă că BD. BD perpendicular pe A, C. A, C. Și avem BD inclus în ABD. Așa, BD inclus în ABD. Planul nu rezultă că planul ACO. Așa, rezultă că planul ACO. Perpendicular pe ABD. Pe ABD. Bun, și am trebuit și punctul B. La punctul C, trebuie să arătăm că planul ADO de data asta s-a făcut mai mic? Nu. Așa. AD-ul trebuie să arăți că e perpendicular pe ABC. AD-ul adică ADP. AD, dacă nu faci tu pe ABP. Sunteți pe triunghiul lateral, la obică și mijloacea. ADP. ADP, să arătăm că e perpendicular pe planul ABC. Perpendicular pe ce plan? ABC. Punește și pe ABC. Planul APD. Ala-i planul APD. Și dreapta perpendiculară va fi? Ce? Au... BC. Despre BC vom arăta că e perpendiculară pe planul. Tot așa, cu triunghiul lateral, cu pe mijloc. Triunghiul. Triunghiul BCD echilateral. Lateral. După mediană. Da, mă rog.
Așa, de grijă că... De ce crescăți vecini? De ce crescăți vecini? Cum vrei? Fie mi cu AO pe periculoase de ce, fie cu AP. Care vrei? Avem triunghiul A cu AP. Triunghiul ABC. Triunghiul ABC. Tot e clateral. Nu mai pasă ABC. E clateral. Pe AP mis, AP median. Așa. AP median. Nu vă rezultă că AP perpendiculară de ce? AP perpendiculară de ce? Avem DP cu AP, intersectează în punctul P. Așa, DP intersectat cu AP. Intersectat cu AP. Ce se joacă cu AP? Nu, mai că te-ai cunoscut. Nu a perpendiculară. Mă rog și știi intersecții. Așa, DP intersectat cu AP. Egal cu punctul P. Așa, din toate trei rezultă. Rezultă că DP pe plan, DP pe plan, dar nu am BC. BC, rezultă BC. Da, BC. BC. Perpendicular pe planul ADP. ADP. Vezi că ai două semne. Și BC e inclus în planul. Eu sunt planul ABC. ABC. Iar am dat o rezultă. Că planul ABC. Așa. Perpendicular pe ABC. Ba nu, AD-O. AD-O sau AD-O? Schimbăm garizoana sau lăsăm pe bună la asta? Îl lăsăm pe bună la asta? Ia o zbucă, deci votat. Hai deja pe încălzire și 4 ori 4. Piramida 4 la terre burlată. Vreme în pecă. Dar nu se vede tot, mai e să vă apuie. Mai jos. De fapt, nu, prea din casă. Da, bine. Dai să poți șterge... Mai are spate scurt. Mai are spate scurt. De asta eu zic, mai greu o șterge acum, o să ridici, o șterge și o lipsă. Ac, săgeata, ai dat pipa aia, opa. Dar poți să șterge pe ordine? Da, nu, lasă. Șterge tot ce poți, șterge și aia la trebuie. Așa și înălțime. Nu mai poți să șterge pe ordine.
Și nu chiar lateral, nu pot să spun. Da. Bun. D, A, B, C, D. O, eventual, B, A, B, C, D. Da? B, A, B, C, D. Nu, B, M, B, C, D. B, M, B, C, D. Aici avem o... Da. Prima dată trebuie să arătăm că planul BMB e perpendicular cu planul MB. MB. Da. Adică planul diagonal e perpendicular pe planul MB. Planul bazei. Planul bazei este... Cum cred că ce este aici? Dați-mi așa, ce este aici? Eu le văd la fel. Da, e de fel. Bun. Să arătăm și planul diagonal pe perpendicular cu planul bazei. Avem de o perpendicular cu planul bazei. Aș putea și de o perpendicular. Și avem de o inclus în B. A, și de o inclus în B. În B. Și am în două rezolvi ca planul cu B. Perpendicular de M. Așa. De. La B trebuie planul acel, nu, planul VNQ, ceva plan diagonal, VNQ. VN? VNQ. Lasă-l perpendicular pe planul MNQ. Păi tot avem V-O perpendicular. Tot așa, pentru că e cealaltă situație diagonală. Și zice V-O perpendicular. E, perpendicular, pe N, ok, și avem V-O inclus în V-N2. Așa. Da, o rezultă că planul V-N2. Bun, asta a fost punctul. Punctul C. La punctul C trebuie să arăți că cele două secțiuni diagonale sunt perpendiculare între ele. Avem MNP pătrat. MNP pătrat. Așa. E aceeași poveste. Deci, planul VMP, MPV, da? Perpendiculare pe VQA. Cele două secțiuni diagonale să fie perpendiculare. Pe atât MNP pătrat. MNP. Deci, ce o să arătăm? Că M-o perpendicular pe tot planul. M-o. Poți să zici MP. Da. Ia trasează MP-ul mai îngroșat ca să vedem cum o să arătă. Așa. Deci MP-ul de acolo. O să arătăm că e perpendicular pe celălalt plan. La fel, cu aceeași culoare. Pe VNQ. VNQ. Deci asta o să arătăm. Că V, că diagonala MP e perpendiculară pe planul diagonal celălalt. Astfel. Deci ar fi. Ok. Păi avem MNQ. Pătrat. MNP cu pătrat rezultă diagonală pe cu pătrat. Deci MNP cu pătrat.
rezultat perpendiculare în timp. Așa e, rezultatul e pe parte. Marchează un pic de lucru. Așa. Avea și VO pe plană. VO pe plană rezultă NP pe VO, da. VO pe parte plană. Așa rezultă IMP, hai să zicem așa, rezultă IMP și M. Așa, IMP plus M. MP. Două rezultă că... Așa. MP pe plus invers. Da, IMP pe perpendicular, rezultă IMP. Perpendicular cu VU. Și N plus când intersectează. Așa, VU intersectează. Astăzi nu ești cu intersecția la tine. Nu. Dar cu punctul. Din toate fel rezultă. MP perpendicular pe VU. Așa. MP perpendicular pe plana de MP. Și MP în plus în plana. MP în plus în V, M, V, M, P. Așa, da. I-am dat o rezultă. Că planul... Planul V, M, Q. V, M, Q. Și eu perpendicular pe VMP. VMP. Hai, bun. Și asta a fost problema. Să trecem la problema. Să așa un cub, e dacă să facem și buchea de 6. ABCD, a primit a primit de principiul acesta. Începem la ea, da? Începem la ea. B prima acesta. Chiar pe tine. Te deșați. E bine. Este de prima ce. E prima ce. Punește pe prim cu aș cu ce. Ah. E un plan pe secțiune tot așa diagonală, dar e... Dacă este să-l gândiți ca și triunghi, B prima ce e chiar un triunghi echilateral. Pentru că este un triunghi format de diagonal de prim. Ce e de prim cu ce? Și A cu ce? E așa, o stăitură din B prim. Așa. Ăla de acolo să arătăm că e perpendicular. Pe planul B prin B, D, D prim. Tu ce altă secțiune? B. B prin B, D, D prim. Pe secțiunea de acolo. Nu mai știu și pe B-ul de acolo. Acolo. Și acolo. Da, 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 sau acolo. Mai cu aia mi așa, deci astea două plate să mai avem BD pe pericular pe... Deci ce o să arătați? BD pe pericular pe...
Care începe funiculară? Începe funiculară, asta o să lăsați, AC în planul basso. Și o să arătați că AC-ul din planul albastru, nu mai pot, lasă-l așa. AC-ul din planul albastru, o să arătați că e perpendiculară de planul acesta. BD perpendicular, AC perpendicular. Am văzut că AC perpendicular. Și avem BB prin perpendicular pe plan ABC. BB prin perpendicular pe plan ABC. Iar AC e inclus în plan ABC. AC e inclus în plan ABC. Am două rezultate. BAC perpendicular pe BB. BAC perpendicular pe BB invers. AC, pare să AC. Rezultă AC perpendicular pe BB. Iar BB cu BD se intersectează punctul M. Așa, BB cu BD intersectează punctul M. E egal cu punctul B. Am două rezultă ca C pe plicat cu planul B prim de B. A, și rezultă AC pe plicat cu planul B prim de B. Așa. AC inclus în planul. AC inclus în planul B prim AC. B prim AC. Iar am două rezultă cu B prin BD. Perpendicular pe B prin AC. Așa. Îți rezultă că plană spre perpendicular. Acum trebuie să faceți distanța de la punctul B. De la punctul B. La, ce? La planul B prin AC. Avem distanța de la punct la planul O. Ar veni T. O. O să punem 9. Mai întâi vreau punctul O, intersecția de O. O și tragem B prin O. Tragem pe B prin O, sigur că da. E medie, da? Și acum aducem ce? Lărăsimea pe medie. Lărăsimea pe B prin O. Unde avem? Trebuie să vedem teorema celor trei perpendicular. Da? Și zicem, ducem acolo, zi tu punctul T. Acum asta se folosesc. Da. Și în partea aia. Deci am dus un BT perpendicular la pe B'O și o să arăt că BT-ul ăsta vine perpendicular pe planul 1. Da? Construit. Deci am construit, așa chiar așa să fie în fază. Construim BT perpendicular. Să scuzeam să dau. Păi, distanța de la B la... O să arăt că distanța de la B la planul 1 e BT. Deci construim BT perpendicular. Asta nu asta vreau. Șterge. Păi ați înscris și de filosoful. Da, dar într-o frază. Deci construim. Ce pe așa o frază frumoasă? Deci construim B prin T, BT, construim BT
perpendicular cu B'. Construim. BT perpendicular cu B'. Și arătăm că BT e perpendicular pe tot planul, da? BT perpendicular cu B'. Și arătăm că BT e perpendicular cu B'. Și arătăm. BT. Arătăm. BT perpendicular pe planul B'. Și aici era o etapă intermediară. Care ar fi fost etapa intermediară? Acum e că această etapă s-a arătat. Păi e folosit reciproca teoriei mei. Nu, vrei tu cu reciproca. Da, am învățat. Ați învățat. Vorbim că din bani vreau fără reciproca. Vreau să o arătăm pe etapă. Care fi etapa intermediară? Aceea de perpendicular pe planul B'. Așa, etapa intermediară, arată-mi cât ce o să vedea. Etapa intermediară era ca AC să fie perpendicular pe planul roșu. Dar noi asta am și arătat la pe mine. Da, din A știm că... Deci, din A rezultă AC perpendicular pe plan. Asta am arătat-o când am arătat planul. Rezultă AC perpendicular pe planul roșu. B-O-B-P. Și cum? De ce zic că AC perpendicular pe planul ăsta? Ca să scot că AC vine perpendicular pe BT inclus. Așa, BT inclus în planul BOBT. BT inclus în planul BOBT. O să iasă că AC e perpendicular pe BT. El practic așa vă este de asta. E una, uitați-o și asta. Una din AC și asta vine perpendicular pe BT. Trebuie să perpendicular, dar nu spun cu el. La ce perpendicular pe BT. Și atunci la ce dacă e perpendicular pe BT, BT e perpendicular pe AC și BT e perpendicular pe B'. Că așa am construit. Și BT e perpendicular pe B'. Așa, BT e perpendicular și pe B'. Din construcția care am făcut. Și avem... B'. B'. Intersectat cu AC. Așa, B'. Intersectat cu AC. Intersectat cu AC. Uite, du-mi-l și pe B'. Tot cum l-ai marcat și pe celelalte. B'. Ca să-l dă. Da? B'. Nu, B'. B'. B. Ăla. Mai. Așa. Deci suntem și cu perpendicular. Așa, rezultă din toate trei că BT e perpendicular pe planul 8. Rezultă BT. BT perpendicular pe planul 8. De unde rezultă că e distanța de la... Distanța de la B la planul 8. Distanța de la B la planul B'. Egal cu BT. BT. Bun. Prima etapă am terminat. Păi acum trebuie să aflăm BO și BT. Așa, trebuie să aflăm de fapt BT. Încet e etapa a doua, partea de toată. BT cum îl calculăm? BT. Care înălțime? Înălțime de unde de... Dreptunghic, așa vreau să aflăm. BT îl calculăm ca înțelegi de dreptunghic. O să aflăm de BO, jumătate din diagonală. Deci, avem ABC de pătrat. Corect. Și îl facem Pitagora la punctul de primă și o să formula, ca atât pentru atât. Ca să începem, ABC de pătrat. Rezultă diagonala. B, că B. B egal cu latura radicală din 2. Așa. Unde rezultă că B de egal cu 6 radical din 2. Unde rezultă de parte? Că B, o, 3 radical din 2. B egal cu OD, poți să încerci așa, rezultă de la capăt. BO egal cu OD, egal cu 3 radical din 2. Da. Bun.
Pune și pe desen 3 radical din 2, pune și asta în permiția focului. Deci acolo avem 3 radical din 2. BB prim vine 6, că e muchea focului, pune și BB prim 6. Și acum, Pitagora, ca să vedem... Avem triunghi, dreptunghi, pepe. Da? Începe în o pagină. Începe, dar trebuie să se găsim. Nu, asta, ok. Sau mai puțin. Da, triunghiul B prin B ori. Triunghiul B prin B ori. Rezultă triunghiul de remare. Pitagora. Așa, rezultă că B prin O la pătrat este egal cu B O la pătrat plus B B prin O. Așa, egal cu B O pătrat plus B B prin O pătrat. Rezultă mai departe că B prin O la pătrat egal plus la pătrat plus B prin O la pătrat. Da, acum scrie greu. S-a încărcat o pagină. Da, da, da. Plus 3 radical din 2 la pătrat. Unde rezultă? A calculului direct. Rezultă pe 8 că... Rezultă pe 8 egal cu 3, 6, 9, 18, 54. Radical 54, da, corect. Radical 54. Hai să scoatem. Stai. Radical 54, rezultă. 3, 6, 1, 3, 5, 6. 3, 4, 6. Asta e B-ul, 3 radical de 6. Și acum rezultă mai departe. Faci merge. Da, sper să nu am. BTH. B prin B-ul de fapt. Așa, formulare. Rezultă. Rezultă BT egal. BT egal cu 6, nu mai scrie la mână. BT nu scrie formula geometrică. Calculul intar la formula să fie. B prin B. B prin B. Ori. B8. Așa. B. B prin O. B prin O. Hai, calculul intar la mână. Care egal cu 6, 3 radical de BT, adică 6, 3, 3. 3 pe radical din 6, 3 radical din 6. Da, 6. Radical 6 pe 2. Nu? Mai mult. E 6 ori 3 radical din 2 pe 3 radical din 6, da? Se duce 3 cu 3 și rămâne 6 radical din 2 pe radical din 6, da? E 6 radical din 2 pe radical din 6. Păi 6 ori 3 radical din 2 pe 3 radical din 6. Da. Și se duce 3 cu 3. Și rămâne 6. Deci supra 3. Nu, e 6 radical din 2 și 6 radical din 6. Avem... Se simplifică radical din 2 și radical din 6. Radical din 6 radical din 2 și radical din 6. Da. Amplifică cu radical din 6 radical din... Eu zic să simplifici radical din 2. Radical 6 radical din 6 radical din 12. Pe 3, 2 radical din 12. Care e 4 radical din 3. Nu cred. Așa. Deci 6 radical din 2 pe radical din 6. Putem simplifica, nu am mai trecut. E bine 6 radical din 2 pe radical din 6. 6 radical din 2 pe radical din 6, radical din 2 pe radical din 6 simplifică. Bine 6 pe radical din 2. Pe radical din 3. Și 4 este radical din 2. 2 radical din 3. 2 radical din 3, da. Asta era spus, da. Bun. Nu pe aici. Are... Gata, nu? E egal. Ia îmi place să fac asta. Surpriză. Fără de dreptunghi. Așa. De a prinde prin ce prinde prin. Cine aș
Zresztą będzie profesor musiał szukać do Juana Bicza. Siódmuśka. Proszę. Nabiję to jeszcze. Chyba jak jestem na szlamie sobie, ja jestem spalany. Gdzie popiję ubrać? Ale szuruję na ci powiem. No to nie mi się okuluje pindy. Asia, no to puuu. Ja mi się okuluje pindy. Ja to chciałem napijem mi się okuluje pindy, bo jakiś mi się okuluje. Żeby kalkulować dystansa de la jem. La flan la prima de. A prima de. A prim. A ty to stara prawda, tylko tam masz szan. Co ty, do tego, to mu nie. Pora mi się, pora najpierw się zabrać. A ja. Hmm? A no, bo mnie, da. A ty mają spadę, no co byś? Na. A ty mają szamaj? Na. Ja, jeden, jeden. Aj. O, to ja mam. A, kata mam prys. Ale jest. Teraz wielką mam i ten sposób. Ja wiem, ale jest i mi się doci jest. Teorema. Ale mu teorema, pokud to na plany terkę mi działa. To da kary uszy? A da, 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 kum punkt jest inklusy prób plany, kary jest prywatna, tak? Tam na koło się dreptem jest wymiany, da się punkt jest prywatny. Sam. Teorema zice așa, dacă din două plane, deci ideea este așa, tu să-mi cauți două plane perpendiculare. Dacă într-un punct, dacă două plane sunt perpendiculare și printr-un punct al unui plan ducem perpendiculare pe al doilea plan, atunci acea dreaptă este conținută în primul plan. Da. Adică eu dacă mă duc un MT perpendicular pe planul A' de deplin, obligatoriu MT va fi inclus în ce plan? AB. A, B, B, prima. Da. De ce? Că planul A, B, B, prima, ea marchează. Nu știu, mare. E planul despre voi. Ăla prea așa. Ăsta este un plan. Planul ăsta cu galben va fi perpendicular pe cine? Așa, prima, de prima. Și veniți dintr-un punct al planului galben, voi veniți cu o perpendiculară pe celălalt plan. Obligatoriu MT va fi inclus în planul galben. Asta e o idee. Nu dacă va fi inclus în planul galben, dar el va fi perpendicular pe cine? Pe mâchia de intersecție, așa e vorba. Tot și celălalt plan cu roșu. Care? Ăla. A de drept. A de drept. Îl vreau lateralul. Deci, noi avem o treabă foarte interesantă. Planul galben și planul. Planul galben și planul roșu vom arăta pentru început că sunt plane perpendiculare, da? Și acum, dintr-un punct al planului galben, teorema, avem una din teoreme. Zice așa, dintr-un punct, dacă eu vin de două plane perpendiculare și dintr-un punct al unui plan vin cu perpendiculare al doilea plan, atunci obligatoriu acea dreaptă e inclusă în primul plan. Asta ar fi o teoremă. Altă teoremă făcută. Tot la consecințe ale planului perpendiculare, zice așa, dacă două plane sunt perpendiculare, și eu construiesc perpendiculara pe mâchia de intersecție, atunci obligatoriu această perpendiculară pe mâchia de intersecție este perpendiculară pe al doilea plan. Eu nu-i nevoie să vin cu MT perpendicular pe tot planul. Eu pot să construiesc MT-ul doar perpendicular pe A'. Și atunci planele fiind perpendiculare o să-mi iasă că MT-ul vine perpendicular pe tot planul. Mai degrabă, vin cu această teoremă care e un fel de teoremă direct. Hai să justificăm mai întâi pe plan de A, B, A, B, B, prin perpendicular planul A, D, D, prin că este paralelă. Așa, A, B, B, paralelă diferite. Da, e paralelă diferite. Și avem un schimb de perpendicular pe asta. Zicem, A, B, B, prin perpendicular. A, tu nu zici direct plan de perpendicular? Da, nu. Da, mi zic, ia să justificăm, suntem la lecții, suntem la fișa. Și la examen, durau mai multe la examen. Da, dar radiera, vezi că radiera mare e...
Lui n-a mai putut foarte de mare. Ana? Tuberolism, nu? Acolo e, e grec. Iar dreapta e slavie. Bun, le zicem. A, B, pe pedicular, pe A, D și pe A, P. Da, sau pe plan, putem veni de A, B, pe pedicular, pe A, D, D. A, D, D, D. Și avem A, B, inclus în A, B, de fi. Așa, A, B, inclus în A, B, de fi. Am o dată de zi, dacă planul. Mate de prim, așa, și atunci avem cele două plane, se intersectează cu lumea asta A, prim. Construim, hai să zicem așa, construim MT, dar nu mai vreau pe celălalt plan, vreau direct pământia de intersecție, construim MT. Da, și ca arată că se bucuri de intersecție, se intersectează. Zicem MT, pe prim, pe A, prim. Și acum punem tu rău. Deci am dus MT pe prim, pe A, prim, și acum începem să spun. Planele că sunt perpendiculare, încă o dată. Nu, nu, nu. Nu se pune în cuvinte, zic că era... Deci, zicem așa, planul poate, relația, care că perpendiculare. A, B, A, D, prim. A, D, D, prim. Mai o rămân. Nu, MT perpendicular pe A prim, mai pune prim. Și zice, A de prim ca plan perpendicular pe A de prim. Deci am zis plan perpendicular. Bun. Acum zicem unghia de intersecție. A de prim. A de prim. Intersecta A, B, de prim. Un A prim. A prim. Mai punem o dreaptă. Și avem MT perpendicular. Dreapta, despre asta. Avem MT perpendicular pe A prim. Și MT inclus în A, B, B prim. MT inclus în A, în spatele noastre. Din toate patrule iese. Deci vrea este că e MT, tot acolo. Deci rezultă că e MT perpendicular fi celălalt plan. MT perpendicular. Și atunci rezultă... MT inclus în AB. Nu, rezultă de țin distanță. Rezultă distanța de la M la planul la lateral, AB. Egal cu... Și atunci asta este linia mijlocie. Pe A. Nu, este A, putem. Acum cum calculăm? Putem calcula ca putem eu cu alunii mijlocie. În ce trebuie poți să pui pe A, pe A, prim. A, pe A, prim, sigur. E în te linie mijlocie. Zicem așa, trebuie A, pe A, prim. În triunghiul. Da, asta e șansă. În triunghiul A, pe A, prim. Pe A, prim. Avem T mijloc. T mijloc A, prim. A, prim. Și avem și N mijlocul lor. N mijloc. L, A, prim, B. Da, dar le vreau să-i zic. N-am două rezultă, că M, T, N, 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 și la parte din mijlocie... MT rezultă cu MT este egal cu ABP noi. ABP noi, adică egal mai departe cu... 6. 6, 5. Și mai bine, mai puteți poate și că MT egal cu paralel cu ABP. Nu ne trebuie aici, dar... Cu ce MT egal cu 6, 5. Aaaa, MT paralel cu ABP sunt răzut.
La punctul B trebuie să aflăm distanța de la B' la planul ABC'. Cum? Trebuie să aflăm distanța de la punctul B'. Ok. Și pun așa un punct mai negru despre asta. Ca să vedem pe B'. Așa. Trage acolo o semnă mai clar. De acolo trebuie să ajungem la planul ABC'. Așa, ia o linie medie. A, B, C prim. A, B, C prim și mai ce nu o să mai fie? Nu, ia linia un pic mai, în mijloc. Așa. Nu, tot cu verde. Nu, nu, tot cu verde. Și, nu, nu, vreau linia mai groasă. Linia la 11. Așa ai zis? Da, așa. Deci vii cu B prim, P, pe care parte B, C. Da, nu o să nu vreau. Mintea mea era la fond. Așa, ăla e. Și zicem, acasă. Ce-i parfeca? Luăm cu parfeca. Luăm cu paralitele. Iar o pot să și ce? Construim B prin P. Deci construim. B prin P. Perpendicular pe BC prim. Și arătăm. Și arătăm că B prin P perpendicular pe tot A. Da? B prin P. Perpendicular pe plan ABC. ABC. Bun. Păi, cum arătăm? Avem B. Păi, de așa. Avem AB perpendicular pe BC. Așa. AB perpendicular pe față laterală. AB perpendicular pe inclus în față laterală. Ambele relațiile se duc că A, B, se concura pe B, P și avem și B, C, P perpendicular pe B și B, A, B, P, C, P B, C, P pe care o pot răspunde într-oare că e rezultă că B pe pe perpendicular pe A, B, C, P. Așa, în rezultă că distanța de la pe prin A, B, C, P. Egal cu B. B prin B. Bun. Și acum vei calcula. Și B prin B, ca să o calculăm, este tot înălțimea triunghiului de picare. B prin B, C. Așa. B, deci, C prin B. Așa, luăm fața dreptunghiului lateral. Da. Și B prin B înălțimea triunghiului de picare. Asta este. Avem 15 pe B prin C. Avem 20. 20. 1, 15 și am putut să calculăm. Pitagora. Deci am triunghiul B, C, P, B prin B prin B, da, rezultă Pitagora, da, rezultă că triunghiul B, C prim e egal cu B, C prim, pătrat. Ești pe la pătrat plus tot. Până și acolo un pătrat. Egal cu B, 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 deci, exact. Pitagora, mai întâi, geometrie. Nu mă interesează neapărat ca
mă interesează să văd geometric că este scris cum trebuie. Mai important decât un calcul este aplicația BDP. Care să faci tu pe urmă 15 pătrat, 225 cu 25, asta e altă pătrat. Ce prin la pătrat, echivalent cu B, ce prin la pătrat, egal cu 15 la pătrat, 20 la pătrat. Că BCP e calcul radical din 225 cu 425, care este între rezultă că BCP e egal cu 25. 25. Ai fost BCP, 20 centimetri. Avem 25 și avem B prin B. Așa, triunghiul B, ce prin B prin B, triunghi, rezultă că B prin B, egal cu BB, B, B, 3, ori B prin C prin, C prin, B, B, C prin, care e egal mai departe cu 20 și 25. Am cu 12 centimetri. Hai că progem. Asta nu s-a De ce nu faceți, vă rog? Sigur. Da, să opresc că la șerul tău. Să-l ceară. Așa. Da, stop.